Fii neîncrezător în impresia ta instinctivă. Prima noastră reacție naturală într-o situație dezagreabilă este să fim defensivi. Fii atent, rămâi calm și urmărește-ți prima reacție. Este posibil să fie comportamentul tău cel mai defectuos, nu cel mai bun. Controlează-ți temperamentul. Nu uita că poți măsura caracterul unei persoane prin ceea ce face atunci când se enervează. Ascultă mai întâi. Oferă oponenților tăi o șansă de a vorbi. Lasă-i să -i termine, nu rezista, nu te apăra, nu dezbate. Această abordare nu face decât să ridice bariere. Încearcă să construiești poduri ale înțelegerii. Nu construi bariere mai înaltă ale neînțelegerii. Caută zone ale acordului. După ce ai ascultat ceea ce au spus oponinții, insistă mai întâi asupra aspectelor și zonelor în privința cărora sunteți de acord. Fii sincer. Caută zone în care îți poți recunoaște greșelile și afirmă acest lucru cereți scuze pentru greșelile tale. Acest lucru te va ajuta să îți dezarmezi oponenții și să le reduci atitudinea defensivă. Promite să meditezi la ideile oponenților și să le studiezi cu atenție. Și fiți sincer, oponenții tăi pot să aibă dreptate. E mult mai ușor în acest stadiu să fii de acord să te gândești la argumentele lor decât să le treci mai repede și mai departe și să ajungi într-o situație în care oponenții tăi pot afirma. Am încercat să-ți spunem, însă nu ai ascultat. Mulțumește-le oponenților în mod onest pentru interesul lor. Oricine își ia din timp pentru a discuta cu tine în contradictoriu este interesat de același lucru ca și tine. Gândește-te la persoanele ca la oamenii care vor cu adevărat să te ajute și poți să îți transform oponenții în prieteni.